Această emisiune vă este oferită de Aqua Carpatica. Bună seara, bine v-am regăsit, sunt Roxana Ioana Gaboriliescu și vă invit la o seară a adevărului. O seară în care nu vom trage semnale de alarmă, nu vom veni cu știri incendiare, ci ne vom da un pic în spate și vom aborda o privire de ansamblu. Iar pentru acest lucru am onoarea să am în studio un specialist, un profesor, doctor sau doctor, profesor, doctor, cum îmi place să-l spun, titularul Catedrei de Istoria Medicinei de la Facultatea de la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, domnul Octavian Buda, vă mulțumesc frumos că ați acceptat. Mulțumesc pentru invitație. Invitația noastră. Noi am spus adevărul despre virusuri și bacterii. Acum nu ne declarăm deținătorii adevărului universal, însă mi-aș dori ca în următoarele 45 de minute să clarificăm așa niște lucruri care au fost puse sub foc și alarme false și să vedem de unde, ce înseamnă de fapt. Și aș porni așa cu o glumă, dacă se poate spune. Înțeleg că vorbim de virusuri și nu viruși, pentru că un virus, doi virus ar fi masculin și hai să-l facem neutru, nu? Și el este neutru și așa e corect spus. Da, pentru că virusurile sunt și încă se discută dacă ele chiar reprezintă forme de viață în adevăratul sens al cuvântului. Structura lor, care este extrem de primitivă și de simplă, face oarecum trecerea de la, hai să spunem așa, în mod savant, macromolecule, deci structuri din acestea chimice care stau la baza tuturor celulelor și formelor de viață, și, sigur, structurările acestea de viață ulterioară, care sunt din ce în ce mai complexe și care pornesc de la organismele monocelulare până la, iată, la corpul uman și la tot ce înseamnă scara animală. Deci, încă o dată, despre virusuri sunt încă discuții, pentru că există o formă și mai primitivă care pare a fi apropiată de a virusurilor, și anume prionii, undeva o structură între proteine și aceste virusuri, care sigur că dau boli, și ele boli infecțioase, mai ales cu afectare cerebrală. De aceea termenul de virus și virusuri este un termen neutru pentru a desemna aceste structuri care, repet, sunt extrem de simple, de primitive și în același timp de complexe vis-a-vis de interacția cu organismele, iată, cum asta sunt ale zic, noastre. Simple, mici, dar văd că fac ravagii. Fac ravagii pentru că au un singur principiu de existență. Multiplicarea cu orice preț. Și multiplicarea aceasta cu orice preț se face în interiorul unei celule, nu se poate face în afara ei. Ele au nevoie, aceste structuri au nevoie de interiorul celulelor pentru a se multiplica. Și lucrurile sunt cât se poate de clare din acest punct de vedere. Sigur că la scara biologicului există și alte microorganisme care generează epidemii, infecții și, dacă vreți, drame care s-au derulat de-a lungul secolelor, cum sunt bacteriile. Așa. Dar dacă îmi dați voie să fac așa un fel de raportare de tip dimensiune între un virus și o bacterie, da, aș face comparația dintre o pietricică, care este virusul,
și un autobuz mare care este bacteria. Pe bune. Deci acestea sunt dimensiunile despre, de raportare virus în raport cu bacteria. Bacteria, păi bacteria este deja complexă. Are o membrană, are o structură internă cu organite care seamănă cu organitele celulelor umane. Au o structură care se numește nucleol și care seamănă cu nucleul celulei și în care există un ADN care asigură multiplicarea bacteriei respective. În schimb, virusul nu este altceva decât acea structură de ARN sau ADN înconjurată de o capsidă și cu acele harpoane cu care virusul se leagă de membrana unei celule pe care o invadează. Și care scopul ei pe lumea asta? Noi că tot suntem la Canal 33, mă rog, s-a tot dat un alt virus de online cu musca care n-are nicio treabă pe lumea asta. Care e treaba virusului, de fapt? Repet, există un program genetic interior foarte simplu, acel ARN, care dă comanda replicării virusului respectiv. Și așa cum v-am spus, virusul are nevoie de o celulă. În clipa în care el a intrat în celulă, celula respectivă este practic afectată irreversibil, pentru că în interior virusul se replică, reușește să captureze, să zic așa, materialul genetic al celulei și să o transforme celula la rândul ei într-un fel de zombie care face posibilă replicarea la infinit a acestor virusuri. Și atunci toată lupta care se dă în virusologie, în tot ceea ce discutăm despre vaccinare în acest moment, este să se poată exercita o acțiune directă ca virusul să nu intre în celulă. El să fie distrus când intră în sistemul circulator al omului sau pe căile respiratorii, de exemplu, să, repet, să nu intre în structurile celulare. Pentru că el nu se poate replica decât folosindu-se inclusiv de materialul genetic al celulelor. S-au descris aceste fenomene încă din anii 50-60 ale secolului trecut, că există virusuri care au această capacitate remarcabilă de a hipnotiza celula și de a o face să producă la rândul ei materialul genetic necesar replicării virusului. Dacă vreți, exact ca în filmele science fiction, ca niște alien care intră, se dezvoltă și produc ceea ce... Adică simplă, dar deșteaptă. Dacă vreți, o inteligență extrem de primitivă, bazată numai pe principiul ăsta de replicare și de supraviețuire prin replicare cu orice preț. Și cum apar? Eu, la prima oară când a apărut celebrul COVID, m-am uitat și eu în istorie să văd. A mai fost vreodată totuși de gripă? Și am văzut și eu din... În principiu, înțelegerea acestor microorganisme ține de resortul, hai să spunem, chiar sfârșitului de-al doilea război mondial, în clipa în care apar microscoapele electronice. Altfel spus, dacă universul bacteriilor este descris cu oarecare precizie și, cum să spun eu, cu o clasificare îndeajuns de clară, deja din a doua jumătate a secolului XIX, și aici printre marii protagoniști ai bacteriologiei moderne îi avem pe Robert Koch, pe Victor Babeș la noi, dar și chimistul lui Pasteur, care are niște contribuții extraordinare în acest domeniu, cu virusurile lucrurile sunt destul de complicate și încurcate, pentru că, așa cum v-am spus, scala aceasta de dimensiune face ca analiza lor într-o primă fază să fie deconcertantă. Adică știi sau bănuiești că există ceva mult mai mic decât aceste bacterii, nu știi exact natura lor, dar știi că generează adevărate catastrofe infecțioase. Și termenul de virus este o adaptare de la un cuvânt latinește care desemnează mai mult ideea de o travă. Foarte pe scurt, chimiștii și microbiologii de la Institutul Pasteur de la Paris la sfârșitul secolului XIX și-au dat seama că există ceva infecțios care trece prin niște filtre. Acele filtre de porțelan, așa cum au fost inventate de un francez precum Chamberlain, aveau dimensiuni extraordinare pentru tehnologia sfârșitului de secol XIX, de ordinul micronilor. Ori bacteriile nu trec de aceste găurele foarte, foarte mici.
Și atunci, sigur că se punea problema acestor filtre, în primul rând, ca o măsură de a îndepărta toate aceste bacterii infecțioase. Da. Ei bine, ei au constatat că există ceva care trece prin aceste filtre și, într-o primă fază, s-a vorbit despre, hai să nu spunem microorganisme, dar ceva biologic pe care îl desemnau prin termenul de ultrafiltrabil. Deci există ceva ultrafiltrabil care dă fenomene infecțioase. E, gândiți-vă că de la această reprezentare indirectă până la prima documentare, să zicem așa, existenței unui virus și care nu s-a făcut la domeniul raportat la domeniul medicinei, ci a botanicii, există un virus care afectează frunzele de tutun, uh-huh, și care este foarte infecțios în zona respectivă. Ei bine, de acolo și până la a vizualiza cu proprii ochi un astfel de virus care vedem că arată, nu, ca o mină de apă, nu? E o sferă care are acele țepușe și, da, care sunt foarte discutatele proteinele spike. E, alea sunt harpoanele cu care, repet, virusul se leagă de suprafața celulei și care intră prin niște portițe speciale numite receptori. E bine, deci virusologia cu adevărat se dezvoltă inclusiv ca imagine și ca înțelegere a felului în care acestea se manifestă după anii 1950, în care, repet, ai o tehnologie pe măsură. Deci la ultima pandemie internațională, mă rog, mondială, da, chiar de gripă, nu exista nimic. Știau... Da, gripa spaniolă din perioada 1917-18 până în 1920, în principiu, sigur că este, de exemplu, chiar și prin 1500-1600, există discuții ce s-a întâmplat, de exemplu, cu fratele lui Henric al VIII-lea, Arthur, care a murit în urma unei epidemii care s-a numit în latinește, în Anglia lui 1500, așa, Sudor Anglicus. Hai să o numesc perspirația britanică, o boală caracterizată prin transpirații profunde, prin sindrom febril și letală. Acum, există speculația astăzi că ar fi putut să fie chiar un coronavirus, pentru că există discuții cu privire la prezența acestei epidemii în trecut, pentru că, să fim foarte clari, oamenii din epoca respectivă descriau aceste boli din perspectiva mentalității și limbajului de atunci. Firesc. Deci rolul unui istoric, inclusiv al medicinei, este să încearcă să reconstituie, să identifice niște aspecte care ar putea să fie raportate la ceea ce cunoaștem acum, și au început să apară discuții dacă nu cumva acea epidemie care, mă rog, ar fi fost dată de un virus de o natură similară numit hantavirus, nu o să intru în detalii tehnice, n-ar fi fost chiar un coronavirus. Deci coronavirus nu s-a născut ieri alaltă. În niciun caz. Ideea este așa, iată ce înseamnă un incident în care cel care de fapt era regele Angliei, Arthur, moare, nu? Și în locul lui vine acest frate impetuos, Henric al VIII-lea, care știm că a bulversat toată Europa cu mișcarea, da, protestantă și cu lumea în care trăim. Istoria Europei ar fi fost cu totul alta dacă fratele lui, mai blând și mai domol, și care a fost practic primul soț al Caterinei de Aragon, ulterior soția lui Henric al VIII-lea, ar fi trăit. Deci, e clar că aceste pandemii există în istorie. Și cum s-a descurcat lumea cu ele? Bună întrebare. S-a descurcat așa cum s-au putut descurca fiecare în timpul în care au trăit. Adică, sigur că noi gândim în termeni super tehnici. Virusuri, bacterii, ARN mesager, genetică. Nu. În epoca respectivă se înțelegea că există ceva infecțios care este numit pestilență. De acolo vine și termenul de pest britanic. Aha. Și de, cum avem noi în limbajul nostru, de ciumă. Bun. Deci există un termen generic pentru aceste boli infecțioase și, da, medicii acelor vremuri au preluat niște informații care vin încă de pe vremea lui Hipocrate și care sunt destul de, hai să spunem, coerente și astăzi. În ce sens? Ce anume? Aerul stricat din aglomerările urbane,
Faptul că în epocile de-a lungul timpului sunt zone în care se aglomerează tot felul de detritusuri organice, biologice, condiții igienice, sanitare necorespunzătoare, generează un aer fetid, o miasmă fetidă. Această miasmă circulă ca un nor și devastează aglomerările. Sunt destul de vizuale și văd așa. Tum, tum, a, exact. Tum. Teoria miasmatică este teoria, să zicem, a unui nor epidemic. Epidemos înseamnă în jurul populației, nu? Efectiv, nu? Norul care acoperă toată aglomerarea urbană respectivă. Și sigur că una din variantele cele mai logice și mai normale este ori să o iei la fugă, ori să te izolezi pe cât posibil de aerul care vine peste tine. Dar cât poți să te izolezi? Nu. Deci, încă o dată, sunt niște constatări de ordin empiric. Adică, bolile epidemice au această caracteristică evidentă. Uh-huh. Contagiozitatea lor. Uh-huh. Și atunci, sigur că în fața acestei contagiuni, sigur că erau savanți care încercau să explice pentru vremea respectivă. Deci, eu știu, vorbind de ori de antichitatea romană, ori de cea greacă, ori de evul mediu timpuriu, în orice caz. Și dacă ne referim la gripa spaniolă, în care e un pic mai aproape de noi, ce au făcut? Păi, gripa spaniolă beneficiază de aportul deja al teoriilor de tip bacterian. Uh-huh. Deja suntem într-o epocă în care pentru holeră există deja un agent infecțios identificat de Robert Koch la sfârșitul secolului XIX. Ciuma neagră care a dat teribilă epidemie din secolul XIV e dată tot de o bacterie care e descoperită, identificată de un angajat al Institutului Pasteur de la Paris, care a fost la începutul secolului XX în Asia de Sud-Est, în Indochina, și a identificat bacteria care astăzi îi poartă numele Yersinia pestis. Și în curentul acestui mod de gândire, într-o primă fază s-a crezut că gripa spaniolă este dată tot așa de o bacterie. Și de ce? Pentru că manifestările pulmonare sunt de ordinul unor inflamații și unor pneumonii extrem de brutale. Există și bacteria identificată cu ocazia respectivă, care se numește Haemophilus influenzae. Influenza e termenul generic pentru gripă, uh-huh, care apare în toate scrierile occidentale. Numai că, evident că raționamentul clinic ce identifică? Identifică bacteria care vine, dacă vreți, ca o căpușă peste organismul deja tarat de infecția virală anterioară și care nu aveai cum să o pui în evidență. Abia apăruseră aparatele de tip Röntgen, da, existau și, iată, Marie Curie a fost foarte curajoasă în timpul războiului să și fata ei, Irene Joliot-Curie, sunt celebre pentru a fi inventat niște aparate mobile, niște mici vagonașe în care se aflau astfel de instalații de tip radiografie, numai că tragedia era următoare. Soldații se îmbolnăveau, aparatul pentru vremea respectivă avea nevoie de calibrare și de ore bune pentru a putea să producă o imagine clară, și sărații și soldați, până să ajungă să li se facă radiografia, erau deja morți. Ceea ce este șocant la această gripă spaniolă este debutul fulminant și evoluția extraordinar de dură de numai câteva zile. Ceea ce astăzi, interpretând în termenii actuali, pentru că gripa spaniolă a făcut ravagii mai ales în rândul persoanelor cuprinse între 35 și 50 de ani, este că ar fi dat acel fenomen de hipersensibilizare, acele reacții imune exagerat de brutale, care duc la o inflamare generală și la fenomenele grave care... Chiar s-au spus atât de multe lucruri, că tocmai oamenii care au o imunitate foarte mare sunt mai expuși și acum, adică s-au făcut atâtea teorii încât chiar am simțit nevoia de o clarificare cumva. Da, da.
Și exact cum ați spus, ceva ce nu se înțelegea. Eu, fiind mamă de copii, știu un lucru. Păi dacă e virus, nu dau antibiotic. Și cu toate astea, primele lucruri acum în cazul COVID era antibiotic. Asta pentru că, exact ce spuneți, se creează deja spațiul intrării bacteriilor sau de ce anume? Da, poate există. Deci, în sensul în care, practic, ai o vulnerabilizare imună care dă posibilitatea unor infecții din acesta de tip oportunist să se manifeste. Acum, sigur, antiviralul, așa cum v-am spus, antibioticul și are istoria lui, care începe încă de la sfârșitul secolului XIX și e legat de faptul că bacteriile secretă niște substanțe între ele, își dispută niște nișe ecologice și există bacterii care, în ghilimele, poartă un război chimic cu alte bacterii. Deci, acele substanțe care ucid alte bacterii sunt antibiotice, adică sunt împotriva vieții bacteriei concurente. Și ăsta este un fenomen pe care l-a constatat, printre alții, și Victor Babeș. Alexander Fleming e creditat cu descoperirea accidentală a acestui efect de tip antibiotic. Și antibioticele nu au legătură cu virusul, adică nu. Ele în principiu, ele atacă, ele sunt făcute de în principiul atacării bacteriilor. Deci bacteriile răspund la antibiotic și iarăși antibioticele. Primele antibiotice se dezvoltă la scară industrială abia după al doilea război mondial. Deci tot ce înseamnă boli infecțioase și medicina în aceste zone, gândiți-vă că nu beneficiază de înțelegerea naturii virale a bolilor și de această mană cerească pe care a reprezentat-o penicilina și primele generații de antibiotice, pentru care de altfel s-a și luat premiul Nobel imediat în 1945. Fleming, Howard Florey și Ernst Boris Chain au luat premiul Nobel pentru că unul a descoperit penicilina și celălalt a avut inspirația să se gândească la formidabilele brânze cu mucegai din familia lui, cu care a dezvoltat o industrie extraordinară producătoare de penicilină. Deci iată că medicina evoluează și prin intuiția, inspirația unor oameni care se raportează la lucruri banale, dar care se pot dovedi... Vă rog frumos, sunt o gurmandă, nu vorbiți de brânzeturile acelea delicioase ca fiind lucruri banale. Da. Am să vă invit să vorbim un pic mai mult despre virusul și în istorie cam cât a fost viața lor ca lungime și cum s-au desfășurat lucrurile, ca într-un fel să vedem cam la ce ne-am putea aștepta și acum. Imediat după o scurtă pauză de publicitate, câteva minute și ne întoarcem. Vă așteptăm și întrebările voastre pe care colegii mei mi le vor transmite și sperăm să aducem un pic de lumină ca ceea ce urmează, acest val 4, să-l abordăm dintr-o altă perspectivă, mai calmă, mai inteligentă, mai înțeleaptă. Publicitate și revenim. Dar și puterea renașterii spiritului de luptător în arenele sportive. Mulțumim că ne-ați primit la dumneavoastră. Că eu nu cred că în ultimii ani am mai avut o situație atât de complexă. Despre oameni care ridică România pe culmile internaționale. Astăzi am pregătit o shawarma cu de toate pentru suflet de femeie. Astăzi avem o temă mai specială, clientul român între karma și liberul arbitru. Cred că căldura ne-a toropit pe toți și nu aveam în minte decât concediu și vacanță. Da, totuși ruleta pasiunii nu trebuie să lipsească din casele dumneavoastră joi la ora 18. Acest eu fuge pur și simplu undeva, într-o imagine. Am văzut, de exemplu, date foarte bune în ceea ce privește numărul de investitori noi la bursă. Discutăm despre bloggeri și bloguri. Cum vedeți responsabilitatea bloggerilor în crearea de opinie?
În această seară am să vă prezint și o afacere și o doamnă. Vorbim despre șamanism, înțelepciunea metodelor și practicilor șamanice. Despre sănătate și prevenție, cum reușim noi să fim sănătoși. Încercăm să ne orientăm printre ceea ce urmează, confruntarea cu această tulpină numită Delta. În prezent, mulți oameni vorbesc despre vibrație, despre energie, despre energie bună, despre energie mai puțin bună. Ne întâlnim la această ediție și vorbim despre luna plină. De ce înșală femeile? Astăzi o să avem o șansă unică de a vedea budismul aplicat în viața reală. Care mi-au rămas în suflet. Se cheamă pe tine, Irina. Povestea pe care o vezi și care îți place sau nu-ți place este spusă de cineva. Care este filmul care v-a fascinat în copilărie? Dedic această ediție reinventării de sine. În perioada grea a pandemiei, tot mai mulți s-au reîntors pe carte. Mi, liniuță, TH. Mereu am zis că eu mă ocup cu călătorile atât interioare cât și exterioare. Am revenit în direct. Recunosc că am fost total nerespectuoasă în timpul pauzei de publicitate, în sensul că îi puneam întrebări invitatului meu, profesorului dr. Octavian Buda, și îl opream, pentru că aș fi vrut tot ceea ce spune să fie spus în direct. Continuăm, spuneam, am putea să continuăm 24 de ore, poate chiar repetăm experiența. Mi-ar plăcea să punctăm niște lucruri. Vorbeam de diferența dintre virusurile care au fost și spaniol și SARS-CoV. La cifre, SARS-CoV-ul ca mortalitate arată clar mult mai... nașpa, bine să spun, mortalitatea e mult mai mare. Îmi spuneți că gripa spaniolă a făcut mai multe victime decât aceasta și cam care a fost lungimea în timp? Pentru că valurile vin și trec slavă cerului. Sigur. Gripa spaniolă s-a terminat undeva prin 1920-1921. Și a început în 1917. Deci, a ținut 3-4 ani. Cam și așa. Cam câte valuri? Cam 4 valuri a avut. În care, practic, al doilea val a fost extraordinar de puternic. Este valul în care, spre sfârșitul lui 1918, s-a îmbolnăvit și regina Elena la București și experiența ei a fost îngrozitoare. După aceea este povestea în care s-a îmbolnăvit de gripă spaniolă și Woodrow Wilson când a fost la Paris. Nu o să intru în detalii. Sunt nume mari care au murit cu ocazia respectivă și mă gândesc la profesorul de sociologie și filozofie din Germania, Max Weber, fondatorul sociologiei moderne. Bun. Acum, iertați-mă, sufletul de terapeut emoțional îmi vine să întreb, oare are vreo legătură cu anii de război în care toată lumea a trăit în stres foarte mult timp și... Se poate. Cum să spun eu, această epidemie peste catastrofa care a fost războiul, hai să spunem că pur și simplu oamenii erau anesteziați de durere și de ceea ce s-a întâmplat atunci. Totul era devastat. Și peste asta vine și această epidemie. Cred că răsunetul psihologic a fost poate mai puțin dramatic, deși, iată, numărul de decese este apocaliptic. Se vorbește de aproape 20 de milioane de morți în toată lumea civilizată.
Așa. Dar încă o dată, suntem la sfârșitul unui război, care este un război în care totul s-a prăbușit pe fondul unei epuizări generale. Și în mod destul de clar, și această epidemie a pus pecetea pe finalul acestui război. Ceea ce se știe este astăzi că virusul este un virus gripal, care după toate aparențele a făcut o mutație extrem de agresivă. Nu știm care. Vorbim de acela sau vorbim de al nostru? Vorbim de al nostru, deja. Da, vorbim de un virus gripal care face mutații din când în când și care sunt mai mult sau mai puțin agresive și pentru această dinamică a lui de structură se creează aceste vaccinuri care, iată, sunt sezoniere și care se raportează la modificările minore pe care le face, dar există și un fenomen descris în virusologie ca shifting, adică o schimbare dramatică, extrem de patogenă, cum a fost acest virus numit eufemistic gripă spaniolă. Nu, este o gripă banală care a mutat extrem de brutal și presa spaniolă a marcat apariția acestei epidemii pentru că Spania nu era parte beligerantă în timpul războiului. Pentru că nici în Franța și nici în Germania nu prea s-a vorbit în timpul războiului foarte explicit de această epidemie din rațiuni militare, lesne de înțeles. Și atunci spaniolii și cei din America au început să comenteze lucrurile astea. Ce interesant, dacă da. Privești așa istoria ca să înțelegi de ce se numesc într-un fel sau altul. Da, da. Dacă am putea să facem o paralelă cu ce se întâmplă astăzi, cam care ar fi, nu știu, un fel de previziune și cam cum ați denumit? Cum va vorbi? Hai să vedem. Dacă am fi peste 10 ani, să spun, și v-aș invita la o emisiune, cum ați vorbi despre coronavirus din 2020? Da. Ca istoric al medicinii am o veste pe cât de interesantă, n-aș putea spune tristă, dar asta este realitatea. Aceste epidemii, de obicei, se desfășoară la scale foarte mari temporale. În ce sens? În sensul în care, iată, ciuma neagră care se pare că a intrat în continentul, din plin în continent, pe continentul european, în jurul perioadei lui Justinian. Deci cât a fost, deci vorbim de anii 600. Ei bine, practic, ciuma lui Justinian, care a făcut ravagiile care le-a făcut, a reapărut sub forma celebrei ciume negre în 1347-48, după care a vizitat Europa în mod periodic și până în 1665, celebra ciumă de la Londra și ciuma de la Marsilia din 1720. Deci aceste continue căderi și recăderi arată până la urmă că avem așa ca niște faluri, ca o mare epidemică, ce reușește până la urmă să dispară, mai ales datorită faptului că între timp au apărut, iată, antibioticele și vaccinurile. De ce? Pentru că bacteria care dă ciuma bubonică răspunde impecabil la un tratament banal cu penicilină sau, dacă vreți, cu un antibiotic de generație mai nouă. Este perfect tratabil. Da, dar nu în 1340 și ceva. Firesc, nu. Oamenii nu înțelegeau natura infecțioasă a bolilor. Acum, dacă ar fi să discutăm peste 10 ani de zile, da, problema, eu adică spun, unde greșim? Că e ceva, e da. Nu prea multă, nu văd o abordare sănătoasă, dacă pot să spun, a acestei probleme. Eu consider că se greșește la faptul că nu se înțelege sau nu-mi dau seama de ce există rezistență la ceea ce înseamnă vaccinarea. Deci, vaccinarea se produce în mod spontan în natură, în clipa în care un organism, în urma unui contact cu un agent infecțios, dezvoltă o capacitate de a se apăra, mai bună sau mai proastă, la o ulterioară reinfectare. Okay. Deci este o constatare făcută de niște savanți, de niște medici, care și-au dat seama, empiric, intuitiv, văzând din experiență, din generație în generație,
că există niște diferențe, de exemplu, între, să zicem, oameni care nu se îmbolnăvesc niciodată și oameni care se îmbolnăvesc odată și nu se mai îmbolnăvesc iarăși niciodată și oameni care, practic, mor în urma acestor infecții. Și pot să vă... Și care e diferența dintre ei? Păi, practic, primul vaccin din istorie este gândit de un britanic, Edward Jenner, care a făcut o constatare pe cât de interesantă, pe atât de genială. În ce sens? Vorbim de una din cele mai îngrozitoare boli epidemice, care pe lângă ciuma neagră a devastat Europa târziu până în secolul XIX, este vorba de variolă, vărsatul negru. Bun. Vărsatul negru, boală care este dată de un virus, și acest virus are o caracteristică foarte interesantă, are o structură ADN. Și acea structură ADN îl face să fie stabil și să nu facă mutații. Deci, altfel spus, virusul respectiv, când face replicare, este identic tot timpul, spre deosebire de acest coronavirus, căruia îi place să-și mai pună o coafiură nouă, să-și mai schimbe un lanț proteinic și să deruteze puțin sistemul ăsta de apărare imună. Ei bine, variola, din acest punct de vedere, este pe cât de feroce, pe atât de stabil structurat. Bun. Dar asta este ceea ce discutăm noi din perspectiva modernă de astăzi. Okay. Edward Jenner a constatat un lucru, că există o variolă pe care o fac oamenii și care este extrem de gravă, vărsatul negru, și există o variolă care apare și la bovine, la vaci, și care se numește variolă vaccină. Și el a constatat că cele care se ocupau cu colectarea laptelui, da? Și care intrau în contact cu ugerul unei vaci care avea variolă vaccină, a constatat că acele lăptărese făceau niște bube similare variolei umane, dar localizate eventual la nivelul brațelor, la nivelul umărului și în orice caz nu aveau parte de evoluția letală și gravă. După ce făceau boala respectivă, dacă veneau peste cele nu care... Nu se mai îmbolnăveau? Niciodată. După cum, cei care făceau variolă umană și supraviețuiau acestei infecții, a doua oară nu se mai îmbolnăveau niciodată. Și interesant este că există un fel de premergător, precursor al ideii de vaccinare, care se numește variolizare și care s-a practicat și în țările române, s-a practicat și la curtea lui Constantin Brâncoveanu și în spațiul otoman și a fost dus de soția unui ambasador britanic în Anglia și a fost luat în discuție până în 1700 și în Franța și în Germania. Nu-mi spuneți că puneau oamenii să mulgă vacile ca să... Nu. No. Deci noi vorbim de puroi luat din pustula bolnavilor, atenție, de variolă umană, după care se făcea un fel de scarificare în care practic se introducea un pic de puroi în sistemul circulator al omului. E, asta e o sabie cu două tăișuri, pentru că practic vorbim de o infestare cu un virus activ. Și sigur că au existat tragedii și accidente, dar, de exemplu, Ecaterina cea Mare și-a vaccinat toată familia și a scăpat de variolă și ea și familia ei. A fost un medic britanic care a ajutat-o. Acum, întorcându-ne la variola vaccină, atenție, virusul variolei vaccine este în mod natural slab, atenuat. Cu alte cuvinte, decât să mă inoculez cu variolă dură, umană, periculoasă, mă inoculez cu variolă vaccină. Și ăla a fost primul vaccin din istorie. Deci, primul vaccin din istorie este o inoculare cu un virus atenuat, care intră în contact cu organismul uman. Organismul uman îl anhilează pentru că are sistemul imun capabil și ține minte, practic până la moarte, că data viitoare, dacă se produce această infecție cu variolă, ai scapi. Okay. Și ăsta este primul vaccin din istorie. Acum vin cu, cum spun eu, avocatul, da. Da. Așa, și vă spun
o parte din rezistențele de astăzi la vaccin sunt pentru că de ce să fac vaccin dacă eu am făcut boala? 1. 2. De ce să fac vaccin dacă vine Delta și după aia Gamma și toate literele? Pentru că la fel ca și la gripă, noi vorbim aici de un virus pe bază de structură ARN, a cărei structură se schimbă în timp. Virusul, așa cum v-am spus și la începutul emisiunii, nu are decât un singur principiu, acela de a supraviețui prin replicare. Dacă odată vaccinat îl asasinezi din start, nu mai există posibilitatea replicării lor. Ori dacă ai făcut, de exemplu, boala și nu ai un răspuns imun corespunzător, ești în egală măsură vulnerabil, pentru că nu vei avea niciodată memoria imună pe care o ai în fața unui virus cum a fost cel al variolei, în care, repet, organismul ține minte o entitate cu structură stabilă față de care te poți apăra perfect de fiecare dată în același loc. Același lucru e și la vaccin. Vaccinul ce face? Vaccinul îți dă posibilitatea să acoperi cea mai mare gamă a posibilelor mutații pe care el le are. Și dacă în timp, să spunem, acest virus va evolua suficient de mult încât să se pună problema recalibrării acestui vaccin, el va avea probabil un caracter sezonier similar gripei. Dar eu îmi permit să fac această comparație. Ce discuție este astăzi în jurul acestui tip de vaccin? Făcând încă o dată paralela cu... Dar de care cu... tip de vaccin vorbim? Că și aici cred că mai avem câteva minute și mi-ar plăcea să vorbim câte tipuri de vaccin există acum împotriva. Că principiul, iar am auzit atâtea legende... Sigur. Principiul vaccinării, la modul general, se bazează pe ideea de imunizare artificială activă. Adică eu mă imunizez fără să fie nevoie ca în casa mea să intre un hoț cu toate mitralierele și cu toate bâtele pe care le are la dispoziție, să iasă o încăierare de nedescris și în care, da, eu pot să supraviețuiesc, dar pot supraviețui în condițiile în care casa mea este devastată. De ce să nu am posibilitatea prin vaccinare, eventual, cum este prin acest tip de vaccinare pe bază de ARN mesager, să tai mâna hoțului înainte să-mi intre în casă? Deci eu am această posibilitate prin acest sistem de a genera în corpul meu niște anticorpi specifici cu care eu decupez proteinele harpon cu care virusul încearcă să intre în celule. Este foarte simplu. Și ce face atunci? Intră și... Nu mai are cum să intre. În clipa în care proteinele S au fost decupate din structura virusului, s-a terminat. El nu mai este, el nu mai poate să facă nimic. El nu mai intră în celulă și este după aceea năpădit de celulele T din organism. Adică cine face chestia asta? La nivel... La nivel celular. Deci, ca să fiu foarte pe scurt, tehnologia a evoluat de așa manieră încât de la virusurile atenuate, așa cum s-au făcut în primele vaccinuri, să se ajungă la ideea ca o anumită structură din virusul respectiv, care este patogenă și infecțioasă, să poată fi anchilată în mod corespunzător prin producerea unor anticorpi specifici. Adică corpul nostru se apără cu două tipuri de detașamente militare, să zic așa. Celulele de tip B, care au artilerie formată din anticorpi, care sunt ca niște foarfece care vin să, cum să spunem, macereze virusul, sau celulele de tip T-killer, care sunt infanteriștii care se bat în lupta corp la corp. Ideea este ca, prin vaccinare și printr-un mecanism de memorie celulară, care este o chestie foarte complicată pentru care se dă și premiul Nobel, nu o să intru în detalii, să se poată genera acești anticorpi fără să fie nevoie să-ți intre toată, cum să spun eu, toată cavaleria de virusuri la tine în casă și să-ți devasteze casa. Adică atâta timp cât ai posibilitatea ca prin acești anticorpi specifici care se generează prin acest gen de vaccinare să poți distruge structurile care te infectează pe tine, și această tehnologie este veche de peste 10 ani de zile. Și care s-a mai folosit la ce... Știu că s-a discutat să se folosească în cazul infecțiilor care țin de papiloma, dacă nu mă înșel. Deci, încă o dată, ideea este așa, ori introduci un virus atenuat
pentru care se generează un răspuns imun. Virusul atenuat poate să fie ori virusul propriu-zis, ori un virus atenuat de la o altă specie, dar care generează răspuns imun. Ori posibilitatea este ca prin această tehnologie, practic, organismul să știe că acele proteine de tip S, spike, sunt patogene și atunci le decupezi. Da, acest lucru e natural, că iar s-a spus că e o chestie care nu e umană, e nu știu ce... Ce să nu fie natural? Nu înțeleg. La ce vă referiți? La ceea ce se introduce, la care dintre... Că nu vorbim de un vaccin care este cu micro... Așa, cu studii înalte și un vaccin care este old fashion, cum spunem noi. Adică okay. Pe... Da. Ideea e cam următoarea. Așa, cu ARN mesager, cum îmi spun colegii. Da, acest ARN mesager este, dacă vreți, inginerul care în interiorul celulei noastre lucrează la o fabrică de produs proteine. La fabrica care se numește ribozom. Acel ARN mesager are un blueprint care transmite în interiorul corpului faptul că acea proteină S este patogenă. Și atunci anticorpii știu că la o nouă întâlnire cu acel virus în integralitatea lui care are acele proteine S, să le distrugă. Tehnologia de astăzi încearcă să depășească acest old-fashioned virus. Pentru că, încă o dată, varianta clasică este, imaginați-vă că sunt hoți care sunt la fel, ai omorât hoțul și ți aruncă cadavrul în casă. Ce faci cu el? Te dispensezi de el. Chiar trebuie să ai tot cadavrul ăla băgat în casă ca să ai un răspuns imun? Deci, încă o dată, e o tehnologie de extraordinară precizie care face exact ca elementul cel mai periculos a acestui virus să fie anhilat într-un mod direct și elegant. Mi-ați vorbit de acel cuțit cu două tăișuri care a fost din puroi. Da. Care ar fi, de fapt, cuțitul cu două tăișuri aici? Pentru că au existat și există în continuare reacții adverse. Asta știm, la orice medicament există reacții adverse. Sigur că care ar putea să fie produse de ce? Adică corpul ce ar putea să interpreteze? Problema e destul de complicată. În ce sens? În sensul în care avem pe de o parte iată o structură pe care organismul prin această vaccinare o decelează ca fiind patogenă. Sigur, există diverse stări imune și diverse lucruri specifice. De ce? Pentru că gândiți-vă că virusul intră printr-un soi de receptor care este responsabil și de reglarea tensiunii arteriale și de anumite funcții fiziologice, sistemul renină-angiotensină. Și atunci, în clipa în care proteina virală blochează acel receptor, ea nu lasă celelalte proteine normale, celelalte structuri normale care intră în celulă și asigură funcționarea ei, acest lucru este profund perturbat și poate da, sigur, diverse patologii. Acum, da, e un virus a cărui structură abia este, iată, explicitată. Sigur că dezvoltarea acestor vaccinuri se va amplifica de la un an la altul, dar eu îmi permit să spun, dacă... Întorcându-ne la peste 10 ani, dacă ar fi așa să faceți o concluzie, cam cum s-a terminat acest episod? Eu cred că această vaccinare amplă va răzbi până la urmă virusul, în sensul în care, în clipa în care se va diminua această masă critică infestantă, virusul înțelege că poate prin această adaptare nu e cazul să ucidă în disperare, cât mai ales să se multiplice cât mai mult. Și atunci agresivitatea lui scade în folosul contagiunii. Și atunci, sigur, poate să ajungă să devină absolut benignă la un moment dat. Banal. Poate să devină banal, ca și gripa, care e quasi banală. Dar atenție, fiecare odată poate să gripă. Facă o mutație, cum a fost gripa spaniolă, și ne putem trezi oricând. Părerea mea că aici este o interacție complicată între organismele umane și aceste microorganisme, care la scara viului
cu siguranță, de exemplu, că populează area medicinei veterinare. S-ar putea noi doar așa vârful icebergului să vedem. Exact asta spuneau colegii mei și cu gripele aviare. Eu vă mulțumesc foarte mult. Cred că abia am zgâriat un pic la suprafață. Vă aștept întrebările voastre și mesajele cumva să reușim să ajungem exact la acea atitudine înțeleaptă care să ne ajute să povestim nepoților despre ce a fost și cumva să ne luăm la revedere pentru cel puțin 100 de ani. Da, și să profităm din plin de experiența tuturor celor care, iată, în istoria medicinii au reușit să facă, iată, astăzi minunile care le vedem zilnic în practica medicală. Domnul doctor Octavian Buda, vă mulțumesc din suflet și vă mai așteptăm tocmai cu lucruri exacte, cu lucruri care s-au petrecut deja în istoria noastră și să învățăm din ceea ce au făcut bun și ceea ce au făcut mai puțin bun, tocmai ca să reușim noi să facem mai bine de această dată. Vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți pe Canal 33, să aveți o seară binecuvântată. La revedere! Această emisiune v-a fost oferită de Aqua Carpatica.